șersuie. Odrului cu druțului și mai faci drăguțului. Floarea albastră o păzăște, nu ferite la cumbrește. Hai, hai, hai la Botoșani, mai hai, hai, pe al nostru plai. Și bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Dor și Plai Moldovenesc. Diana Andrei este numele meu și mă bucur să fiu și în această seară alături de dumneavoastră aici la Infinit TV. În speranța în care vacanța de Paști v-a prit și sunteți, v-ați deliberat așa de stresul de zi cu zi, vreau să vă spun că și în această seară avem o ediție de excepție, pentru că alături de noi se află trei domnișoare minunate. Și spun bună seara în primul rând Simonei Mazăr. Este vorba despre una din fetele din Botoșani, grupul de fete care a devenit celebru în urma piesei pe care au lansat-o, Hai la Botoșani. Hristos a înviat, Simona, și bine ai venit la noi, nu revenit, sperăm să revii. Adevărat a înviat și bine v-am găsit, vă spun și eu. Bun găsit tuturor telespectatorilor, tuturor celor care ne urmăresc și mulțumesc foarte mult pentru invitația oferită. Cu mare, mare drag. Mai departe, alături de noi se află un oaspete activ al emisiunii noastre, ca să zicem așa, un oaspete care a mai fost la noi. Este vorba despre Alexandra Stan. Bună seara, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mă bucur că mă aflu alături de dumneavoastră în această seară și vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Și ultima, dar nu cea din urmă, este Izabela Ciubotaru. Bine ai venit, Izabela. Hristos a înviat. Bine v-am găsit, adevărat a înviat. Îmi pare bine că mă aflu în această seară alături de dumneavoastră și vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Și noi îți mulțumim că ai reușit să vii la noi la emisiune. Știm că ești tot prins în tot felul de evenimente, mai cu școala, mai cu cântările, dar ai reușit să onorezi această invitație. Revin
La prima mea invitată pe care am prezentat-o mai devreme este vorba despre Simona Mazăre. Simona, este o onoare pentru mine ca tur să fii în această seară alături de noi. Îmi doresc tare, tare mult să veniți în toate trei în această emisiune cât de curând, pentru că știm că aveți multe de spus. Aș vrea să ne vorbești puțin despre parcursul tău artistic, să zicem așa, după care acela al fetelor din Botoșani. Spune-ne, te rog, cum ai început să cânți, de la ce vârstă, care sunt oamenii care te-au ajutat să intri așa pe drumul acesta al muzicii? În primul rând vreau să spun că și pentru mine este o bucurie să mă aflu prezentă în această frumoasă emisiune și te felicit pentru ceea ce realizezi aici la Infinit TV. Mulțumesc pentru gândurile deosebite pe care mi le-ai adresat. Și despre mine ce să spun, am început să cânt din copilărie, am fost influențată de mama mea, ea a fost cea care mi-a transmis această pasiune pentru cântecul popular, căreia îi mulțumesc din suflet că mi-a îndrumat pașii către această cale pe care am îmbrățișat-o cu mult drag. S-a întâmplat undeva în copilărie, pe la 5-6 ani, când m-a învățat primele cântece de muzică populară și atunci am prins drag de folclor și cântam la diferite evenimente sau mai ales când aveam musafiri, când veneau oamenii la noi în casă, mama mă punea să cânt și atunci a observat majoritatea persoanelor care mă ascultau că am talent și atât oamenii care mă ascultau cât și părinții și ulterior am fost înscrisă la Liceul de Artă Ștefan Lucian din Botoșani, acolo unde am studiat timp de 12 ani, din clasa 1 până în clasa 12-a. Mai întâi am început cu studiul unui instrument și anume al viorii, pe care am studiat-o până în clasa a 8-a, apoi în perioada liceului când cumva m-am mai obișnuit cu acest demers al meu și am conștientizat ceea ce trebuie să fac în continuare. Am luat decizii și singură și am considerat că ar fi mai bine să merg pe partea vocală și m-am transferat la canto. Dar până atunci am avut șansa, pentru că la Liceul de Artă am început să studiez muzică de factură cultă, pentru că asta se studiază în liceele de artă din țară, muzica academică. Și pentru că dragostea mea pentru folclor era mult prea mare, totuși am avut marea șansă să întâlnesc doi oameni minunați, pe la vârsta de 10-11 ani, când eram în clasa a 4-a, care m-au ajutat să îmi pun bazele în această lume a folclorului românesc și pe această cale le mulțumesc, le sunt recunoscătoare. Din nefericire, doar doamna mai trăiește, doamna Viorica Galan Dumbravă, pe care o salut și căreia îi mulțumesc foarte mult. Soțul dumneei nu se mai află printre noi, din nefericire, este vorba de domnul Alexandru Dumbravă. Ei sunt cei care mi-au pus bazele și m-au instruit. Și în paralel cu studiile de școală am mers pe această cale, am început să particip la festivaluri, la concursuri, am obținut premii și astfel ușor-ușor am evoluat. Iar apoi am continuat la conservator aici în Iași, am continuat studiile muzicale și în prezent sunt studentă la master în anul întâi la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, la specializarea muzicologie, specializare pe care am absolvit-o și la studiile de licență. Și de ceva timp, iată, m-am angajat la ansamblul artistic profesionist Constantin Arvinte, de aici din Iași. Deci am devenit așa puțin ieșeancă. Solistă cu acte în regulă mai mult da, decât atât. Da, solistă profesionistă cu acte în regulă. Ne spuneai la începutul discursului tău despre mama ta, că ea este cea care ți-a insuflat de altfel dragostea pentru folclor. Ea cântă? Nu cântă, din nefericire, deși în tinerețe îi plăcea foarte mult să cânte și și-ar fi dorit să urmeze această cale și să facă o profesie din asta, dar pentru că nu a avut posibilități, și-a dorit foarte mult și și-a propus ca unul dintre copiii ei să urmeze această cale și a făcut tot posibilul. Și iată că prin mine i s-a împlinit această dorință. O mare dorință și o mare realizare, aș spune eu.
Vom reveni asupra unor detalii pe care vreau să le fixăm, dar mai întâi vreau să-mi povestești puțin despre una dintre piesele tale de debut. De fapt, poate greșesc, nu este chiar de debut. Doamne, rămam înșelat. Este o piesă care nu de curând a înregistrat 100.000 de vizualizări, greșesc? Da, pe YouTube, și a fost și pentru mine o mirare, aș putea spune. Nu mă așteptam ca acest cântec să fie atât de îndrăgit. Eu mă bucur tare mult pentru că este un cântec pe care l-am creat chiar eu și mă bucur să știu că ceea ce creez eu este atât de bine primit de către public, pentru că și cântecele fetelor din Botoșani sunt create de mine, liniile melodice, dar la acest cântec am contribuit atât cu linia melodică cât și cu textul. Și chiar primesc multe mesaje că este apreciat și... Este foarte apreciat. Bucur. Este într-adevăr o capodoperă care ți aparține de altfel și aș vrea să te întreb de unde a venit sursa aceasta atât de mare de inspirație, pentru că este o piesă care totuși are avut foarte mare succes și în care? Nu știu de unde. De ceva timp, de câțiva ani, mi-am propus să-mi scriu, să-mi concep singură cântecele, pentru că așa cred eu că pot să transmit mai bine publicului ceea ce vreau și ceea ce ne sunt ca artist. Și ușor-ușor am început să fredonez tot felul de fragmente muzicale și când mi se părea ceva interesant, mă registram și apoi construiam pe baza acelei secvențe muzicale și nu știu de unde inspirația, probabil din foarte multă audiție, pentru că de mică am ascultat foarte mult folclor și în continuare ascult multă muzică populară și probabil de aici se trage această inspirație. Am citit în descrierea clipului respectiv că te-ai inspirat dintr-o carte de folclor, ceva de asemănător. Da, versurile. Deci sunt oarecum culese din folclorul autentic românesc, da, iar tu le-ai șlefuit. Exact. Da. Am găsit așa o idee de text care m-a impresionat și pe care am vrut să o valorific în textul meu. Se reflectă oarecum mesajul textului în viața ta, în ceea ce ai trăit tu până acum? Nu, din fericire. Nu? Din fericire, da, pentru că mesajul piesei este unul destul de dramatic, dar care cu siguranță prinde foarte, foarte bine la public. Eu cred că cei de acasă sunt deja curioși și propun să urmărim chiar în minutele următoare clipul piesei Doamne, rău m-am înșelat, care aparține artistei noastre din această seară, Simona Mazăre. Haideți să-l urmărim. L-am iubit pe ascuns, măi, și iar măi, niciodată nu i-am spus. Am spus că mi-a fost drag, măi, că avea gândii în surat.
că la nuntă m-o chiamat și m-am dus la cununii măi. Și iar măi, numai Dumnezeu mă știe. Dragostea de prima dată, măi, și iar, măi, nu se uită niciodată. Dar nu-i gândul vinovat, că așa-i pe lumii lăsat. Dragostea de prima dată, măi, și iar, măi, nu se uită. Am urmărit clipul piesei Doamne, rău m-am înșelat, care aparține Simonei Mazăre, care se află alături de noi în această seară. Simona, spune-ne cine sunt oamenii care au contribuit la realizarea clipului. Am văzut-o pe Ioana Luța, una din gemenele cele două, Iuliana și Ioana Luța, și pe Didi Cojocariu, care sunt ambii din Suceava. Da, colegii mei de cântec, și le mulțumesc pe această cale că au acceptat propunerea mea de a juca rolurile celor doi îndrăgostiți din acest cântec. Și totodată vreau să-i mulțumesc videografului Cosmin Tomoiagă pentru acest clip. Este un videograf foarte talentat și este foarte drag să colaborez cu el, pentru că realizează materiale foarte bune, de calitate. Cine a realizat regia acestui clip? Aici e tot mâna mea, să zic așa. Bineînțeles, cu ajutorul lui Cosmin și cu imaginația mea, am pus la cale regia acestui clip, care se pare că a ieșit destul de frumos. A ieșit foarte bine. Te felicit și aș putea spune că mi-aș dori și eu să înregistrez măcar jumătate din succesul pe care l-ai atins tu cu această piesă. Mulțumesc și Doamne ajută succes. Doamne ajută, am și eu în plan o piesă de acest gen. Nu știu dacă va avea același succes, pentru că eu nu fac parte, sunt din Botoșani, dar nu fac parte din grupul fetelor din Botoșani, dar cu siguranță, măcar puțin acolo, sigur va fi un succes. Trecem mai departe acum însă la Alexandra Stan, care vă spuneam mai devreme că este un oaspete activ al emisiunii noastre. Alexandra, ce mai faci de când nu ne-am mai văzut? Foarte bine, mă pregătesc pentru admiterea la liceu. Data trecută ne spuneai că ai vrea să fii admisă la liceul de muzică, dacă nu mă înșel? Nu, la liceul pedagogic. Pedagogic, știam, ceva cu muzică sau copii. Și cum te pregătești pentru admitere? Fac timp de fiecare dată, cânt piesele, deci acolo îmi trebuie un repertoriu de 5 piese. Le cânt în fiecare zi o dată sau de două ori, după care îmi pregătesc un speech, că dau mai multe probe, și desigur mă antrenez, că dau alergarea de rezistență. Deci ai dicție, sport și muzică și desen. Și desen. Și cu desenul cum stai? Nu chiar perfect, dar mă descurc. Te descurci. Am auzit că nu sunt chiar atât de grele probele la liceul pedagogic, dar în orice caz trebuie să te pregătești temeinic, pentru că este un liceu cu foarte mare prestanță aici în Iași. Sigur că da. Mult succes, oricum îți doresc. Mulțumesc. Și pe plan muzical, cum stai? Pe plan muzical, bine. Am început să lucrez la piesa proprie. Va fi gata tocmai în august, însă până atunci mă pregătesc din plin să-mi lucrez mai mult vocea, pentru că, din câte știi, nu cânt de mult timp, doar din octombrie, și încerc să compun o altă piesă acum. Deci cumva vei fi, când te vei lansa, vei fi cu două piese. Nu, una. Una?
Da, că durează mult până lucrez verzi. Am înțeles. Pentru că sunt și cu școală, nu prea am timp. Și știi, inspirația când vine... Într-adevăr, tu ești cea care scrie piesele, da, versurile. Da, versurile, da. Și mă ajută doamna Claudia Martinică. Cu linia melodică și da. Orchestrația. Și cu piesa orchestrația pe... cu domnul maestru, Marnică Botea. Marnică Botea. Și piesa pe care o vei lansa în luna august, este o piesă de joc sau de suflet? De suflet. De suflet. De străinătate? Da. Țin minte eu ceva de data trecută. Ce să zic, îți doresc mult succes și suntem nerăbdători să vedem piesa respectivă chiar aici la noi la Infinit TV, nu? Sigur, voi veni cu mare drag, mulțumesc! Și revenim și puțin la Izabela, care este pentru prima dată la noi la emisiune. Ea ne spune că pe ea, de fapt, o cheamă Izabela Noelia și se spune mai degrabă Noelia, nu? Cum ai reușit să capeți aceste două nume frumoase? A fost... Alegerea mamei, Isabela, de fapt, iar Noelia a decis fratele meu să-mi pună. El a fost în Spania și a auzit numele și Noelia și i-a plăcut foarte plăcut mult. Plăcut sonor, da. Cum sună. Și pe tu în ce clasă ești? A opta. A opta, deci te pregătești și tu de examenul de capacitate. Da. La ce liceu vrei să fii admisă? Ai vrea să fii admisă? Încă nu sunt sigură, dar aș vrea la Octav Băncilă. Octav Băncilă, la ce secție? Ce profil mai exact? La instrument sau cu vocea? Sau la teatru, de ce nu? Poate. Nu știu, nu m-am decis chiar, nu sunt decisă sigură. Am înțeles. Dar nu sunt sigură. Da. Și fapt. O altă variantă de rezervă mai ai? Nu, cred. Nu. Deci ți-a rămas întipărită în minte această variantă cu Octav Băncilă. Cu parcursul artistic, cum stai? Eu cânt de un an jumătate, cânt după ureche, cum s-ar spune. Nu fac pregătire cu nimeni. Ai, deci ești un fel de liber arbitru. Pentru că îmi place și cred că mă reprezintă foarte mult. Dacă nu aș cânta, cred că nu ar mai conta ar nimic. Fi un gol acolo. Da, exact. Și e foarte frumos când cânt și nu știu cum se descrie în cuvinte, dar e chiar frumos și nu aș vrea să renunț. Și nu ai vrea să încerci să vezi părerea unui profesionist nici măcar într-un moment? Da. Sau... Anul care va urma... Am înțeles. Deci la liceu vrei să-ți perfecționezi acest talent. Însă știu că la Colegiul de Artă Octav Băncilă nu este secție de canto popular. Este de operetă, dar aș putea face în particular sau la Școala Populară de Arte. Sunt mai multe variante. Căi. Da. Exact. Am înțeles. Alexandra, spune-ne puțin despre piesele pe care ni le vei cânta în această seară, cui aparțin și cui vrei să te mulțumești pentru că ți le-a încredințat. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc doamnei Claudia Martinică pentru că în această seară voi cânta două dintre piesele dumnea ei. O piesă de suflet dedicată mamelor și în special mamei mele, aparține domnului Călin Brăteanu, și o piesă ale surorilor Osoianu. Data trecută când ai venit la noi în emisiune, ne-ai creat aici un moment așa mai emoționant, pentru că ne spuneai că tatăl tău este plecat în străinătate și că tu oarecum te consumi puțin pentru lipsa lui. A venit acasă de sărbători? Da, din fericire mi-a făcut un cadou și a venit și nu mai pleacă. A, definitiv nu mai pleacă. Tuturor, da. Da, am înțeles. În cazul acesta, dacă toată lumea este fericită, îmi propun să mărim așa, să intensificăm sentimentul de fericire pentru că te invităm să ne cânți și te poftesc chiar acum la locul pentru cântat. Iar dumneavoastră vreau să vă spun că dacă doriți să intrați în legătură directă cu noi, o puteți face la numărul de telefon 0332711222. Vă așteptăm și cu mesaje pe pagina noastră de Facebook Dor și Plai Moldovenesc, acolo unde chiar în aceste momente suntem live. Prin urmare, scrieți-ne, dar până atunci haideți să o ascultăm pe Alexandra Stan. Să mă țină bani de mijloc. Hai la sârbă, hai la joc, că ia faceți un chip de loc. Să mă
așa. Și roată, roată, mai flăcăi, păi cum se joacă bila noi? Moș Dumitri, hai la joc, că nu ține baba pe loc. Hai de joacă, sârbai cu noroc. Moș Dumitri, hai la joc, că nu ține baba pe loc. Hai de joacă, sârbai cu noroc. Bila nu-ți și cu mătrii, iaca, iaca, așa. Mulțumim, Alexandra Stan, pentru această sârbă minunată care ne spuneai mai devreme că aparține doamnei profesoare Claudia Martinică, pe care o salutăm și o invităm la noi în emisiune oricând dorește dumnea ei. Citim câteva mesaje de pe Facebook și avem de la Lăcrămioara Manolache, care ne spune: Hristos a înviat, mult succes tuturor invitațiilor, te îmbrățișez cu drag, Diana. Și eu te îmbrățișez, Lăcrămioara, și te mai așteptăm la noi în emisiune. De la Vera Protiuc, care ne transmite salutări, Adnana Păduraru, care este fina mea și pe care o salut, Cezara Ciotir, bravo, felicitări Simona, este o cunoștință de-a Simonei, Bianca Pascu, Hristos a înviat, succes Alexandra, pupici Diana, te salut și eu, Bianca. Nina Albu, Hristos a înviat, felicitări și mult succes, vă mulțumim din suflet. Maria Condruc, care este verișoarea mea, ne spune că vă salut cu mare drag toate invitatele din această seară, dar în mod special pe Simona, pe care o ascult cu mare, mare drag. Într-adevăr, este o fană înfocată a ta, verișoara mea. Carina Ciobanu, succes Alexandra Stan, vă îmbrățișez cu drag pe toate și noi te salutăm și te îmbrățișăm cu drag. Vali Bontea, Hristos a înviat, vă mulțumesc pentru emisiunea frumoasă, doresc toate melodiile pentru fica mea Ciubotaru Maria, care face pe 10 mai o frumoasă vârstă. Sunt din Săveni, Botoșani. Vă salutăm și toate melodiile din această seară va fi pentru fica dumneavoastră Ciubotaru Maria. Și de la Marina Butnaru, succes fete frumoase, Isa te pup. Crina Marcu, felicitări tuturor, te îmbrăcisez cu drag, Diana, și eu te îmbrăcisez, Crina. Și de la Doina Chirica, felicitări Alexandra Stan, mult succes în tot ceea ce îți propui. Ei bine, se pare că lumea într-adevăr ne urmărește, ne apreciază și noi vrem să le mulțumim pentru că întotdeauna ne susțin cu mesaje frumoase. Revin la tine, Simona, și aș vrea să-mi povestești puțin din copilăria ta, unde te-ai născut și câți frați, câte surori poate ai. Eu sunt originară din satul Draxin, comuna Bălușeni, județul Botoșani, o localitate care se află în apropierea frumoasei mănăstiri Zosin. Dacă telespectatorii care ne urmăresc au trecut așa prin acea zonă, sigur au văzut-o. Că este un loc de vis, într-adevăr. Da, e minunată. Și mai am crescut într-o familie iubitoare de tradiții. Mai am o soră mai mare, care acum este în Germania stabilită și de curând ne-a dăruit un minunat cadou, și anume o nepoțică. Sunt și mătușică de 2 luni. Să străiască și mulțumesc să vă bucurați. Am văzut poze. Am fost de curând în Germania, acolo unde a avut loc botezul, încreștinarea ei. Ai cântat la botezul? Nu am cântat pentru că s-a întâmplat în post și doar am doar s-a botezat. Am înțeles. Fetița. Și atât, fără petrecere. Așteptăm să se întoarcă în țară și să sărbătorim așa cum se cuvine românește. Ce să zic, am crescut la țară și mă mândresc cu acest lucru, cu toate că am studiat în oraș, în Botoșani, de mică, din clasa 1, și pot să zic că cumva au apăsat pe umerii mei, a apăsat greul de mic copil, pentru că a trebuit să mă despart de familie la o vârstă destul de fragedă. Nu mi-a fost ușor, însă am conștientizat mai târziu că
asta a fost cea mai bună alegere pentru mine. Faptul că am studiat la o școală de specialitate m-a ajutat foarte mult și pe această cale le mulțumesc părinților mei și în special mamei că a luat această decizie pentru mine. Și cu toate că a fost greu, acum mă bucur că s-a întâmplat așa. Deși erai micuță, nu conștientizai cât de important va fi acest lucru pentru tine și pentru viitorul tău. Da. Izabela, revenim la tine. Tu din ce comună ești? Din comuna Drăgușeni. Din comuna Drăgușeni. Și oamenii de acolo știu de activitățile tale extrașcolare? Adică știu că practici muzica. Cât de cât știu. Ar trebui să știe. Ei bine, dacă nu știu, vor vedea în această seară, pentru că tu ești următoarea care ne va cânta și te poftesc la locul pentru cântat. Iar telespectatorilor noștri le reamintesc că dacă doresc să intre în legătură directă cu noi, o pot face la numărul de telefon 0332711222, număr cu tarif normal. Vă așteptăm și cu mesaje pe pagina noastră de Facebook, așa cum vă spuneam și mai devreme, unde chiar acum suntem live. Acum însă haideți să-l ascultăm pe Izabela Ciobotaru. Îți mulțumim, Izabela Ciobotaru, pentru această piesă minunată pe care ne-ai cântat-o. Ne spuneai mai devreme că ești liber arbitru, dar după ce te-am ascultat, aș spune că nu este chiar așa. Ai un talent foarte, foarte puternic, așa, iar Simona, profesionistă noastră din această seară, ne poate confirma acest lucru. Într-adevăr, are o voce foarte frumoasă și foarte caldă și urez mult succes pe drumul cântecului și cât mai multe realizări. Mulțumesc frumos! Mai citim un mesaj de pe Facebook, avem de la Michael Art Fotografii, care ne spune: gânduri frumoase și mult succes, Noelia, îți dorim tot binele, cu drag, Michael Ionescu. Probabil este o cunoștință de-a ta. Îl salut și mulțumesc din suflet pentru tot. Am o melodie care o voi cânta în această seară, se numește Mă iubește măicuța, care am realizat împreună cu domnul Michael Ionescu și Cristina Ionescu, videoclipul meu propriu și... Da, mă mândresc cu acest lucru și va mai urma și alt videoclip, chiar începând de mâine. Am înțeles. În cazul acesta îți dorim mult, mult succes și te așteptăm din nou aici la noi pentru a promova aceste realizări, nu? Da, cu siguranță. Simona, ne-ai plăcut, ne placi și te admirăm foarte, foarte mult. Prin urmare, te invităm din nou la locul pentru cântat, pentru că tu ești următoarea care ne va cânta și ne va încânta.
Iar telespectatorilor noștri le reamintesc că ne pot suna la numărul de telefon 0332711222. Vă așteptăm și cu mesaje, așa cum vă spuneam și mai devreme, pentru că suntem live pe pagina noastră de Facebook Dor și Plai Moldovenesc. Haideți să ascultăm acum pe Simona Mazăre, una din fetele din Botoșani. Și să duci și badaneu care stână pira rău. Colțul ierbe-o răsărit, mar ciobanin ciobanit. Și să duci și badaneu care stână pira rău. Tiridam, tiridam, tiridiridara, sui badea și tăcarara. Tot în urma oilor, sus pe creasta munților. Tiridam, tiridam, tiridiridara, sui badea și tăcarara. Tot în creasta munțelor. Șabadi, badi, șabanaș, ui, da pe mine cui mă lași, bre! Badi, plașa, șobanii, sus în munț cu oili. Dimineața la pascut, sarai treabă de făcut. Plașa șobanii sus în munți cu oili. Dimineața la pascut, sarai treabă de făcut. Tiridam, tiridam, badi dragă, ai de mult o turmă întreagă. Și gândesc că nu-i ușor, poate-ți trebuie ajutor. Tiridam, tiridam, badi dragă, ai de mult o turmă întreagă. Și gândesc că nu-i ușor, poate-ți trebuie ajutor. Că nu mai stau, că nu-i de stat, mă duc la ajutat, na-na-na, șobenina mă! După șobanaș mă duc, sumanelu să-i-l duc. Și la treabă să-l ajut, care multe de făcut. După șobanaș mă duc, sumanelu să-l duc. Și la treabă să-l ajut, care multe de făcut. Tiridam, tiridam, tiridiridara, ia ca urc și eu cararea. Mă duc după șobanaș să-l ajut la făcut caș. Tiridam, tiridam, tiridiridara, ia ca urc și eu cararea. Mă duc după șobanaș să-l ajut la făcut caș. O, dacă-n stâna, n-o găsesc. Și pe munte rătă ce-s mă, păi parcă aud în departare cântă badea la mioare. Mai ia după fluieraș și-l găsesc pe șobanaș. Îți mulțumim, Simona Mazăre, pentru încă o piesă frumoasă pe care tocmai ne-ai interpretat-o, o piesă pe care tu o dedici ciobănașului tău, așa cu ghilimele de rigoare. Să știi că această piesă nu a rămas fără ecou, avem și felicitările din partea publicului. De la Marina Butnaru, te iubește mătușa din Spania, Isabela, mult succes. Lorena Elena Dupu, una din fetele din Botoșani, care ne spune, vă pupăm, Simonica noastră dragă. Salutări, și noi, fetelor, vă pup. Și eu le salut pe fete și cum îți spuneam și ție mai devreme la începutul emisiunii, mi-aș dori tare, tare mult să putem face o emisiune cu toate trei. Neapărat trebuie să facem, într-adevăr. De la Mihaela Bucătaru, felicitări Alexandra Stan, Ioan Pelerinu, Doamne ajută fetelor și multe realizări în cariera voastră frumoasă, vă mulțumim din suflet. Marina Bulai, felicitări Alexandra Stan, Andreea Denisa, superb, felicitări. Și de la Șpaiuc, Georgiana, felicitări fetelor, îți mulțumim, Georgiana. Și de la mătușa mea, Ancuța Andrei, care este un fan activ al emisiunii noastre, care ne spune, Hristos a înviat, adevărat a înviat, vă salut și vă îmbrățișez cu mult, mult drag. Alexandra, voiai să saluți pe cineva pentru că... Da, pe colega mea, Marina, de fapt, Diana Bulai, și să-i mulțumesc și tuturor celor care m-au felicitat. Și noi le mulțumim, iar pe tine te puftem la cântat, pentru că vrem să ne cânti încă o piesă frumoasă din repertoriul doamnei Claudia Martinică. Da, da, da.
te poftesc la locul pentru cântat. Dragii noștri, să știți că prima parte a emisiunii noastre se apropie de final. Vom reveni după o pauză de publicitate, dar acum haideți să o ascultăm pe Alexandra Stan, după care o vom asculta și pe Izabela Ciubotaru și după aceea vom continua surprizele din această emisiune frumoasă. Pentru dumneavoastră, în minutele următoare, Alexandra Stan. Mulțumim, Alexandra Stan, pentru încă o piesă minunată pe care ne-ai cântat-o. Facem o mică rectificare. Aceasta aparține domnului Călim Brăteanu, pe care îl salutăm și îi dorim multă, multă sănătate. Aparține doamnei... Doamnei Claudia Martinică. Doamnei Claudia Martinică. Îmi cer scuze, semăna foarte bine cu Numai tu știi, mamă. Deci, doamnei Claudia Martinică, nu este valabilă rectificarea pe care am făcut-o eu. Revenim la Izabela. Izabela, aș vrea să te întreb, ne spuneai mai devreme că ai o piesă proprie, așa este? Cu cine ai realizat-o? Videoclipul, v-am spus, cu domnul Michael Ionescu. Cu domnul Michael Ionescu. Da. Dar versurile sunt compuse de fratele meu. Iar linia melodică tot de el, orchestrația, sau mai bine spus, nu e chiar orchestrație. Este făcută cu o orchestră profesionistă sau cu o orgă? Nu, asta vreau să spun, orgă. Că nu este cu orgă. Cu orgă, am înțeles. Pentru prima dată așa a fost. Da, da. Păi eu propun să ascultăm această piesă pe care fratele tău ți-a scris-o de altfel, da, și pe care ți-a încredințat-o. Te poftesc la locul pentru cântat. Ei bine, să știți că emisiunea noastră chiar se apropie de final de această dată, cel puțin prima parte a emisiunii, pentru că vom reveni și în a doua parte cu invitatele mele, Simona Mazăre, Alexandra Stan și Izabela Ciubotaru. Vă așteptăm și cu mesaje pe pagina noastră de Facebook Dor și Play Moldovenesc, pentru că le vom da citire în minutele următoare. Va cânta pentru dumneavoastră în minutele următoare Izabela Ciubotaru. Thank you.
vali, fericirea mea e mare. Aici cresc, aici doinesc, spre drumul vieță pășesc. În satul meu de vale, fericirea mea e mare. Aici cresc, aici doinesc, spre drumul vieță pășesc. Hai veniți la mine în sat, câmpuri verzi ai ieri curat. Oameni buni și primitori, gospodar și iubitor. Avem dealuri și câmpii, și-ți dau poftă de-a trăi. La nori mândri roditoare, satul e frumoasă floare. Avem dealuri și câmpii, și-ți dau poftă de-a trăi. La nori mândri roditoare, satul e frumoasă floare. Și-apii și păduri multe, unde stă cu sâncânti. Cântă cu cucă și eu, dragostea din satul meu. Sărbătoare, ne-adunăm la ora mare. Șeniță nintă zi mână, să jucăm o săptămână. Când îi zădi sărbătoare, ne-adunăm la ora mare. Șeniță nintă zi mână, să jucăm o săptămână. Muzica s-a trăsună, veselie, voie bună. Jucăm sărbate străbuni și cei tineri și bătrâni. Să rămân, dar i-aș vrea copilaș la mama mea. N-am nici grijă, n-am nici dor, sunt ca pasărea în zbor. Să rămân, dar i-aș vrea copilaș la mama mea. N-am nici grijă, n-am nici dor, sunt ca pasărea în zbor. În satul meu frumos, drag mi-e să copilăresc. Aici când latăți cu drag, mă mândresc cu al meu meleag. În satul meu frumos, drag mi-e să copilăresc. Aici când latăți cu drag, mă mândresc cu al meu meleag. Mulțumim, Izabela Cibotaru, pentru această piesă pe care ne-ai cântat-o mai în minutele trecute. Ne spuneai că este făcută de fratele tău și noi îți spunem că este o piesă foarte, foarte frumoasă și te felicităm pentru acest lucru. Mulțumesc frumos! Fratele tău are de gând să-ți mai facă și alte piese. De fapt, aș vrea să te întreb, el studiază în domeniul muzicii? Are formația lui. Am înțeles. Ce formație? Despre ce formație este vorba? Daniel Cibotaru, așa se numește formația. Și cântă de foarte mulți ani. De fapt, toți din familia mea cântă, dar nu s-au lansat. Am înțeles. E din neam. Da, da. Cântă, fratele tău cântă cu vocea sau cu la instrument? Cu vocea. Cu vocea. Am înțeles. În cazul acesta puteți să veniți împreună, nu? În această seară alături este de noi. Este plecat în altă țară. Am înțeles. Mă bucur tare mult că ești susținută de familie pe parcursul acesta al muzicii. Cum spuneam și mai devreme, prima parte a emisiunii noastre se apropie de final. Revenim după o scurtă pauză de publicitate alături de Simona Mazăre, Alexandra Stan și Izabela Cibotaru.